aproape. Zăpada s-a mai topit. Soare. 7 grade arată acum termometru. Urmează deversarea pe lacul Boteniu. Vă arăt așa o deversare ca la carte pe lacul Boteniu, nu? Pe topogan. Hai, o dăm și pe aia și după aia le vărsăm pe toate. Da? Uite, pește pentru pescuit sportiv, recreativ, aici pe lacul Boteniu, nu? Pentru sezonul de pescuit din anul 2023. Uite, caras, frumos. Ia uite. Foarte frumos. Hai să-i dăm bătaie, Vasile. Cam așa se fac repopulările cu caras. Vedeți și alte filme dinamice. Ca să știți despre ce e vorba, acum 2 ani sau acum 3 ani am încasat caras ăla pentru lacul Boteniu. S-a întâmplat în luna decembrie, acum 2-3 ani. Și mai mic și mai mare, mai sunt și exemplare mai mici și exemplare mai mari, așa cum am filmat și la încărcare. Nu mai frumusesc, tata! Da, da! Ia uite! Dacă e, nu mai poți să mai te schimbe băiatul ăsta, mai înțeleg? Mai urci tu, mai... Mai poți, Vasile? Da, da, se descarcă al doilea bazin. Peștele e cântărit deja. O să dureze această descărcare mai mult decât încărcarea. Continuăm. Ia să văd, ia. Nu mai frumusețe. Bravo, bravo, bravo. Nu mai frumusețe. Asta e lada norocoasă. Da, da. Ia uite. Da, nu te l-am cucut. Eu sunt viu, ei, ei. Auzi, e aici atras, o marfă. Marfă, băieți, marfă. Marfă de gol. Da, nu. Pune-l jos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lădițe. Bine cu pește. Hai, băieții. Una câte una, așa că nu e grabă. Continuăm, continuăm. Uite, deversare ca la carte, pe lacul Boteniu, nu? Ce zic, Vasile? E frumos? Asta la unde este senzație? Senzație, da. Alta la rând, alta! Sunt multe lăți, nu o să filmez toată deversarea. Cu palar, tata. Ori mai faceți o pauză și umpli toate lăzile odată, că stai mult. Mai faceți o pauză și pune-i lăzile și le pui jos și le vărsăm toate odată. Cum vreți, ca să mai faceți schimb cu el sus. Pune-l jos. Haideți să vedem. Alta repopulară pe care cam aceasta fac repopulările cu
nu se vede cu filme. Peștele a fost cântărit, repet. Și un pic de... Cam așa se fac repopulele de la Pulbotelin. Nu comparăm cu alte repopulări pe care le face lumea. Am arătat și încărcarea. Mai facem o pauză. Am trecut la al doilea bazin. Durează descărcarea. Caras pe la Pulbotelinu. Repet, campania de pescuit, dacă nu prinzi mai vii odată, până la 31 martie 2023. Vă așteptăm la pescuit pe lacul Botelinu și, bineînțeles, în viitor apropiat, cu domnul arbitru, vom face un concurs de pescuit la caras, ori la undiță, ori la lansetă, o să vedem. Concurs care probabil va avea loc în termen de o lună. Să denumim și concursul, domnul arbitru, să numim carasul de pe lacul Boteniu, nu? Ediția 1, nu? Da. Ar fi primul concurs de undiță. Pescuit la caras, concursul primăvara la caras, nu mai le țin minte acum pe toate. Ce să zic, să-i spunem carasul de pe lacul Boteniu, nu? La următorul... Da, ar merge. Și să fie ceva inedit, mi-a venit chiar acum în minte, ar putea să fie un concurs mixt. Adică ori poți să vii să dai la undiță, cu două undițe, ori cu două fidere. Da, da, ar fi o idee. Da? Ca să fie pentru toată lumea. Da. Că poate cineva vrea să pescuiască doar la undiță. Și de ce să-l împiedicăm? Corect. Sau... Ce zic, mai pune două bețe, ori două lansete, adică două fidere, ori două undițe, lăsăm la alegerea fiecăruia cum pescuiește. Una plus una nu merge, că ne încurcăm. Ne încurcăm, nu. Nu. Undiță... Sau poate facem separat. Undiță, da. Separat, lansetă. Da. Merge unul mix, ca să vedem cât de bine prinde. Ne gândim, da, da. Domnul arbitru. Ne gândim. Să fie pentru toți și pentru toată lumea. Vedem. Trebuie să găsim un nume la concursul ăsta. Aștept acești abonați. Pentru dragii noștri pescari. Da, numai exemplar. Ca să încinge spiga aia, mămăliga. Uite cum face peștele după deversare. Ia uite. Suntem tot la bazinul numărul 3. Urmează bazinul numărul 4. Vasile, în continuare, băi, cu baricade. Vă așteptăm la pescuit. Iar arată-ne ceva frumos. Un exemplar. Vă măsurate să nu ziceți că vă păcălesc aproape până la cot. Dar tu ai mâna mică. Păi nu e vorba, e cam mică, dar e de lopată, că eu sunt la lopată mai mult. Da. Și-i dăm drumul așa, le bag cu omul sur el. Da, foarte frumos. Care îl prinde să-l mânca sănătoși? Sunt și câteva exemplare foarte mari. Dar pe medie 3, 4, 5. Urmesc cam de departe. Să te lei
mai filmez chiar tot. Mai așteptăm, o să filmez și din bazinul numărul 4, care e plin. Uite la acolo. Uite pește la greu. Pentru pescuit pe lacul Botenino, în sezonul de pescuit 20. Pește frumos, sănătos. Uite cum se duce pe topogan. Mici șanse să moară ceva. Opriți oxigenul, că dacă consuma mai ure. Continuăm, am trecut la bazinul numărul 4. Mai sunt destule lăzi. Uite. Spre final, pe lacul Boteniunu. Din nou, dansul peștelui. Uite cum face. Se continuă descărcarea celui de-al patrulea bazin. Uite. Se mai face și cu schimbul. Uite-ți. Atât pentru azi de pe lacul Boteniunu, pentru canalul de YouTube Lacul Boteniunu Pescuit Sportiv. Vă doresc fir întins, vă aștept la pescuit și nu uitați de campania Dacă nu prinzi mai vii odată, valabilă până la 31 martie 2023. De asemenea, nu uitați și de abonamentele de pescuit sportiv recreativ, abonamente care vor fi reduse până la data de 15 februarie cu 150 de lei. Vă așteptăm așadar la pescuit, la pescuit cu abonament, la pescuit în campania de pescuit Dacă nu prinzi mai vii odată. Multă sănătate vă doresc și fir întins în noul sezon de pescuit.